Sectorul pădure lemn este afectat de o explozie a prețurilor pe piața de materie primă cu efecte grave pentru industria de prelucrare a lemnului, iar o prelungire riscă să afecteze și populația în sezonul rece prin escaladarea prețurilor la lemnul de foc. Prețul lemnului s-a dublat în luna mai față de aprilie 2021, iar anumite materiale lemnoase, precum lemnul fasonat, palul brut, MDF-ul și placajul, lipsesc de pe piață. Producătorii de mobilă au de înfruntat cea mai gravă criză din această perioadă. Prețul lemnului și lipsa anumitor materiale determină închiderea unor capacități de producție sau nerealizarea comenzilor primite. Efectele s-ar putea simți de asemenea în rândul populației la toamnă, în sezonul rece, prin lipsa și creșterea prețurilor la lemnul de foc. În ciuda crizei pe piața lemnului, tăierile ilegale și defrișerile continuă în România.